Visele urâte, am spus noi, top 5 cele mai întâlnite coșmaruri și interpretările acestor vise urâte pe care le avem. Maestre, hai să le luăm în ordine, ca să zic așa, am spus noi, top 5. Păi eu cred că cel mai mare coșmar pentru copii ăștia când sunt cu admiterea în liceu și cu ieșirea examenele. Din examenele. Astea sunt coșmar. Dar să știi că mai visăm și noi ăștia, mai, care am terminat școala mai demult. Înțelegi? Că picați ceva. Gândește-te că noi tot am vorbit despre vise de semnificații. E ceva acolo, în substrat, ascuns acolo într-o cutiuță a sufletului, niște neplăceri, niște lucruri legate de pasajul ăsta de examinare, de trecerea unui examen. Poate, cu toate că ai învățat, cineva te-a ostracizat, te-a urechea sau te-a apostrofat la momentul ăla sau ți-a fost greu. Ai tras un bilet din ăla care tu le-ai învățat pe toate, dar numai pe ăla nu l-ai învățat și tocmai ăla îți cădea. Și atunci coșmarul ăsta poate să apară undeva în subconștient. E subconștientul mai devine anxios câteodată, știi? Se mai leagă că auzi că ăla micul al meu n-a luat examen sau a luat acolo și uite ce a trecut. Ei, auzi în jurul tău. Toate minunile astea este practic nota care ți-o dai tu pentru viață, confruntarea ta cu viața. Da? Da. N-am trecut. Deci acolo a fost o piedică. Deci viața ta la momentul respectiv ai trecut printr-un impas. N-ai fost pregătit pentru examenul vieții, ca să spunem așa, coșmarul ăsta. Și atunci el ți-l punctează, ți-l scoate pe tavă, să ai mai multă încredere în tine, să știi că viața este un continuu examen, da, ai și dintr-un examen, ai intrat în altul și acum depinde de tine dacă, nu zic eu că toți suntem pregătiți numai de nota 10 la examenul vieții. E o încercare. Mai suntem și corigenți câteodată, trecem corigența dacă ne mobilizăm și înțelegem că fricile astea, nevoile astea ale noastre de primerire, de schimbare, de îmbogățirea unor cunoștințe sau adaptarea la ceva nou, e practic tot un examen. Și dacă începi să ai coșmarul din asta, înseamnă că vine o perioadă în care tu trebuie să pui, cum se zice, burta pe carte, nu contează ce vârstă ai. Asimilează niște noțiuni, niște lucruri. Pregătește. Pentru că majoritatea tinerilor, cum au trecut de 40 de ani, vor o schimbare. Dar ce? O schimbare mai bună, un loc de muncă mai bun, mai cu ceva, dar fără să ne pregătim. Și zice, am fost acolo, dar... Da. Dar te-ai dus nepregătit. Bun. Dorința e una, putința e alta. Dacă reușești ca să devină dorința putință, atunci chiar ai luat nota 10. Și ai scăpat de coșmarul ăsta. Ai trecut de coșmarul ăsta. Visul reflectă exact o negare a ceea ce ai acumulat până în prezent. De multe ori, nu știu, acumulezi niște lucruri care nu sunt folositoare în viață. Dacă nu-ți faci ordine și nu cureți acolo în subconștient și nu scapi de ele, astea vor veni și te vor șicana exact când nu te aștepți. Deci să scăpăm de... Să scăpăm de negațiile care ne fac. Alt coșmar care este și e legat acum, mai ales de cei tineri, dar știi, vârstnici care au trecut prin perioada aceea de demolare până în 82-83, până în 87 sau... Da, pierderea unei case sau că se dărâmă casa. Astea, am mai spus noi într-o emisiune, casa ești tu. E sufletul tău, e familia, e tot ce înseamnă persoana ta. Casa ta, ești tu, reduta ta, sau cum zicea cetatea ta, cum zicea Anatol. Știi că are ceva acolo care merge la suflet. Casa ta, cetatea ta. Deci, cum o pregătești, e interiorul tău, practic, da? Tot ce e, că e proprietatea ta sau... Locuiești acolo. Da, locuiești într-o S-a întâmplat să... survină niște daune, că e prădată de hoț sau, mă rog, s-a dărâmat, s-a prăbușit, este, practic, simt sentimentele tale, integritatea ta sufletească. Te-ai prăbușit în un anumit moment. Ai o perioadă de cădere, nu te mai simți împlinitul din ea forțelor și atunci trebuie să faci ceva. Te gândești, hai să construiești casa, dacă casa se construiește din interior... Nu te apuca să o zugrăvești numai pe afară și înăuntru să fie groaznică, n-ai să poți. Lidia a zis bine,
Nu dați cu poleiala peste noroi. Cade poleiala și tot noroiul ăla rămâne. Absolut. Nu? Ei, bun. Toate astea sunt... De multe ori simți că cineva te-a înșelat. Cum se zice, m-a lovit în amorul propriu. Nu? Atunci e cel mai dureros când cineva ți înșeală așteptările. Te dezamăgești. Te-a dezamăgit, da, o dezamăgire din aia. Nu neapărat dezamăgit, că te poate dezamăgi prin acțiunea lui vis-a-vis de el și tu ți-ai pus toate speranțele în el. Adică el nu s-a iubit pe el, degeaba îl iubești tu, îi dai încredere, iar el își bate joc de ceea ce vrei tu să construiești. Și atunci e suferința mult mai mare. Când ai investit credință, dragoste, ajutor, iubire și el ți-o tratează cu... E, lasă că o să meargă și așa. Cu indiferență, la români, da. Lasă-o, vrei că merge așa. E, chestia asta cu problema cu mașina... Mașina, că ai probleme cu mașina e foarte interesantă și călătoria aia cu mașina poate să devină un coșmar. Că de multe ori visăm că mergem cu mașina. Acum cine conduce mașina? Că trebuie să disecăm visul. Corect. O conduci tu? Sau e cineva? Care te conduce? Aici e. Aici. Asta e viața noastră, știi? E viața noastră, experiența de zi cu zi. Cum o controlezi, cum o stăpânești, în ce drum, pe ce drum mergi? Că de multe ori visezi, ți-e frică ca mașina să nu aibă suficient combustibil. Dar unde te afli tu? Ești pe o pajiște verde, se văd niște munți, urmează să urci pe serpentinele alea. Am avut cazuri de doamne care au o suită de... Ele le-au zis că sunt coșmaruri, că le era teamă, mergea cu mașina până la un anumit punct, urca, și după aceea mașina o lua în spate. Începea să alunece. Nu i se întâmpla nimic, nu cădea nici în prăpastie, dar era frica că nu putea să controleze. Venind cu spatele, nu mai controlezi mergând în marșalier. Corect. Da. E, asta era exact cât ai alimentat viața ta, câte bogății ai, câtă forță lăuntrică ai, câtă dorință de a ridica, a te ridica, a crește valoric, de a-ți ocupa un alt loc în societate. Și dacă nu ești pregătit și nu mai ai benzină, apar fricile astea. E coșmarul. S-a dus mașina surii, cum zic ăștia la țară, cu căruța. Dă surii. Trage înapoi. Vezi? De aici poți să apară niște spaimi sau mergi cu mașina când e situație, când cineva te controlează. E legat și de locul de muncă, dar e legat de multe ori. Sunt tinere cupluri care mă sună și visează asta. Cine? E mama soacră sau mama soacră? Că sunt două acolo, da? Care trebuie să coordoneze cuplul ăsta, că ei sunt tineri, dragă, n-au experiență. Și când i-am pus un tampon unei doamne, de astea s-a supărat. Și pe dumneavoastră v-a controlat, doamnă? Nu, eu am fost capabilă. Și de ce nu credeți dumneavoastră că și copiii ăștia sunt capabili? Pentru că fata e fica dumneavoastră, e bucățică din partea dumneavoastră. Cum a fost doamna dumneavoastră capabilă? Lăsați că știu eu ce am crescut. Ei, atunci nu mai spuneți că ați fost capabilă. Pentru că sunteți incapabilă să credeți că cineva e mai capabil ca dumneavoastră și vă deranjează. Și vă băgați nasul în mașina omului. Și stricați cutia de viteze. Ce căutați voi în viața noastră? Și cântecul era, ce cauți tu în viața mea? Ei, acolo era cu altă conotație și alt substrat. Dar dacă visezi, te visezi într-o mașină superbă. Știi că mai visăm și din astea. Astea sunt chiar coșmaruri. Astea sunt chiar coșmaruri. Coșmarul, că înțeleg? Te trezești la realitate. Într-o rablă din aia de mașină, pe aia o mai repare, o mai fac. Dar când e o mașină superbă, nu vrei să strice, te mândrești. Și dacă dispare mașina aia, ți-a furat-o din parcare, ce ai făcut? Ești terminat, ești distrus. Da. Ți s-au furat ideile, visele, visurile, visurile. Dorințele. Dorințe, da. Dorințele tale. Și atunci, mai rău când te mai și visezi implicat într-un accident, atunci te simți neajutorat sau ai pierdut controlul în anumită situație. Să nu legăm coșmarurile astea, care nu sunt foarte coșmaruri, sunt lucruri cu substrat, cu trimitere, de adevăratele coșmaruri, să te mai gândești că sunt și oameni și eu pot să controlez în timpul visului, știu cam ce mi se întâmplă a doua zi. Că dacă sunt, cum spune Lidia, vise premonitorii, accident sau nu știu ce, foarte mulți au avut ocazii de genul ăsta, erau debusolați, erau pierduți, au făcut un accident și s-a întâmplat.
A fost și cu o pierdere de viață omenească. Deci nu le luați cam chiar ad literam. Încercați să vă detașați, pentru că ele vin în viața voastră, au venit cu un mesaj. Un mesaj, da? Ești rănit, suferi de o boală sau mori. Ei, astea... Alt coșmar. Spaimele alea mari, groaznice, tocmai fricile astea, se întâmplă în contrar, da? Mai ales când te vezi mort, te-ai visa mort. Așa. Ei, atunci așa spunea bunica, așa am văzut, am moștenit de la mama și așa am găsit și eu. Că zice că ți-a murit moartea. Viață lungă. Deci e de bine. Ești pregătit, da. Iar suferința aia de o boală e la fel. E cu o conotație, coșmarul se transformă în ceva bun. Adică tu, temerea ta că vei suferi de o boală, îți spune că suferi în vis, dar nu suferi în realitate. Dar trebuie să ai forța lăuntrică să crezi treaba asta. Că dacă nu începi să gândești aiurea și nu faci altceva decât să te auto-îmbolnăvești. Transformi visul ăla, coșmarul, într-un lucru care nu ți-e de folos. Înțelegi? Sunt atâtea lucruri, conotații pe care noi trebuie uite să le luăm. Uite că ați spus o conotație pozitivă la un frica, coșmar. Frica, da. Când te visezi... Știi ce e mai rău? Coșmarurile când simți că te urmărește cineva, caută, te vânează. Sau trage cu pușca după tine. Sau cine știe ce, te atacă. Da. Alea sunt adevăratele coșmaruri. Acolo e lupta cu tine și, practic, ăla e și o avertizare undeva. Tu ai creat unui om, unei persoane, o răutate. E creat un neajuns. Teama de a nu-ți plăti la răutatea care ai făcut-o, te duce de multe ori să ai astea de vis. Ai senzația că te urmărești. Ai făcut-o fără de lege. Da. Doamne ferește, nu trebuie neapărat chiar o... Dar ai înșelat un om, l-ai păcălit. Da? I-ai furat niște bani sau ai făcut ceva care, practic, încep să apară mustrele de conștiință. Ei, coșmarurile astea sunt groaznice. Astea sunt groaznice pentru că în vis îi simți undeva în ceafă doi ochi care se uită după tine. Ai senzația că după fiecare colț de casă e o persoană. Care după fiecare pom sau stâlp e unul care te vânează, te pândește. Și atunci îți dai seama câtă apă pierzi, că te trezești transpirat, nădușit, total. Sunt niște lucruri din astea. Uite ce spunea Freud. Visele aparțin în general persoanele care se confruntă cu diverse probleme în viața reală și nu știu cum să reacționeze la ele. Sau fug de ele și nu vor să le rezolve. Negarea unor lucruri din astea pe care nu le ascunzi, cum spunea Lidia într-o emisiune precedentă, le basupreși, că se strâng acolo la un moment dat și preșul ăla devine bombat și cu prima ocazie l-ai luat în picioare. Să vezi ce cazi pe burtică și se împrăștie toate urâțenile alea care tu nu le-ai rezolvat la timp, așa și cu visele astea. Da? Bun. Trebuie să fii pregătit să înfrunți niște pericole și să nu fugi de ele. Treci în realitate, fă-ți o analiză, vezi despre ce e vorba, unde ai greșit, ce ai greșit, ce ai făcut, pentru că nu e ușor să dai vina pe celălalt. Absolut. El e de păi numai din cauza lui s-a întâmplat toate astea. Că m-a enervat, nu? 99,9% facem așa. Da. Văzut ai, Mateluța, ce lucruri urâte sunt coșmarurile astea. Coșmarurile alea cele mai prăpădite, cele mai rele, când simt că cazi de la o înălțime, te prădușești așa, cazi, atunci e deja. Ție coșmarul ăsta? Ce? Faceți un control la cardiologie. La cardiologie, ziceți? Automat. Dacă automat. Visăm că, practic, automat. Cădem în gol, nu? Exact. Căderile astea în gol alimentează undeva niște probleme cardiace care urmează să vină. Sau da. Niște probleme. Coșmarul în care, practic, te trezești, treci dintr-un vis în vis, practic, dar nu ajungi la... Aia este lupta de între tine, realitatea cu subconștientul, de a depăși și trebuie să vezi mai departe ce e serial de coșmaruri. Serial de coșmaruri. Da, și alea plăcute. Și eu le mai not câteodată, câte un vis din ăsta. M-am trezit, mă rog, a ieșit un pahar de apă sau ceva, ai venit înapoi și chiar îți dorești.
mai ales dacă e de la plăcut. Și ăla e cel mai prost. Că la în care te simți cel mai bine, a doua zi dai de o cumpănă, de o problemă, de o ceva care trebuie rezolvat. A, deci dacă te trezești fericit, nu e prea bine. De, să știi că de multe ori visele astea care sunt niște coșmari sau nu știu ce, prevestesc și niște lucruri bune. Niște schimbări benefice care vin asupra ta. Deci nu neapărat. Dar acum am mai povestit, depinde de codul viselor. Dacă e o noapte cu însemnătate, care are o conotație în luna respectivă, ziua respectivă are o conotație nebenefică, atunci coșmarul trebuie luat în serios. Și atenționare. Fii atent, vezi pe unde mergi, nu sta căscat, nu trece cu telefonul în mână pe trecerea de pietoni, că e roșu. Că am citit ieri o glumă bună, Lidia. O doamnă în vârstă, 78, 79 până în 80, în tramvai. Stai jos ca un nesimțit acolo. Nu te gândești să mă ajuți? Săracul tânăr s-a ridicat, da, doamnă, cu ce să vă ajut? Vreau să mă ajut să trec strada. Da, sigur că da. Unde cobori? La prima. Păi și eu cobor tot la prima. Iese, ajunge la trecerea de pietoni și, baba, hai, trece-mă! Păi stați, doamnă, că e roșu. Du-te, bă, în pușca mea de aici, că pe verde trec și singură, n-am nevoie de tine. Am zis că mor. Deci ea era teribilistă, ea vrea să treacă pe râșul, avea nevoie de un ajutor ca să... Și du-te, bă, în pușca mea de aici, că eu vreau să trec acum, nu? Iată, senzații tari la vârstă înaintată. Asta e de la drăcușorul vesel. Bun.